Bun găsit, sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. E război total între CFR și FCSB. Campioana și vicecampioana au intrat în cursă pentru fundașul central Joachim Daua de la FC Botoșani. Ca să nu-i crească prețul, ardelenii nu au vrut să recunoască interesul pentru Daua, însă Pro Sport a intrat în posesia ofertei oficiale trimisă către moldoveni. Gigi Becali a dat de peste 3 ori mai mult și pentru 350.000 de euro, Daua va evolua din sezonul următor sub comanda lui Toni Petrea. Părerea mea este că e cel mai bun transfer de fundaș central făcut de FCSB în ultimul timp. Fac un pariu. Dacă Daua nu reușește, îl iau înapoi cu același preț. E un jucător excepțional. De când a plecat Ejuma, a avut și el o iubire ascunsă pentru FCSB. E clar că, așa cum spun fotbaliștii, nu era cu mintea chiar la echipa noastră. Ce cred este că e un fundaș central de care FCSB avea nevoie. E un câștig pentru ei și pentru mine dintr-un transfer viitor. Când a plecat Ejuma, erau colegi de cameră, știau de condiții și a început să plângă de bucurie. A declarat Valeriu Iftime la Pro Arena. Este a doua mutare din defensivă pentru FCSB după aducerea lui Rashid Buena de la CFR Cluj. Ca să mai ușureze plafonul de salarii, Becali l-a cedat pe mijlocașul Robert Ion către Farul Constanța. Am ales să evoluez pentru Farul pentru că este o echipă foarte importantă și puternică, o echipă de tradiție și echipa cu cel mai frumos joc din România. Care sunt obiectivele tale la Farul? Obiectivele mele personale sunt să devin cel mai bun jucător din campionatul României, în cea mai bună echipă din campionatul României. Voi încerca să am evoluții cât mai bune și să ajut echipa cât pot eu de mult și la final să ne bucurăm de un nou titlu, de ce nu? Știu că în afara fotbalului ai avut o materie preferată la școală, una pe care fotbaliștii nu o prea îndrăgesc. Da, mi-a plăcut foarte mult matematica când eram în perioada liceului, dar și acum a rămas această pasiune, sunt în continuare la facultate, la ASP, secția de management, adică n-am pierdut-o. Ziua și transferul la CFR Cluj. După ce și-a betonat atacul cu FC Betancor, Dan Petrescu umblă și la apărare. Vrea să mai aducă doi fundași. Mamadou Diarra are 24 de ani și a evoluat ultima dată în Turcia la Giresunspor, iar Jean Armel Cana Biic are 164 de meciuri în Liga 1, ultima echipă pentru care a jucat fiind MES. Amândoi vin gratis în Gruia, fiind liber de contract. Mașina de goluri FC Betancor este încântat că a lucrat numai cu legende din fotbalul românesc. Mai întâi Hagi și acum Dan Petrescu. Por qué escogiste venir aquí? Es el mejor equipo de Rumanía. Los últimos 5 años ha salido campeón y pues era un sitio muy bonito y qué mejor equipo para seguir creciendo. Primero estoy contento de haber entrenado con Hagi y ahora con Petrescu porque son dos leyendas aquí en Rumanía y han sido muy importantes en el fútbol. Cu gândul la derbiurile cu Dinamo, CSEA Steaua a sunat adunarea. Elevii lui Daniel Oprița s-au reunit cu speranța că acesta va fi ultimul sezon pe care echipa îl va petrece în eșalonul secund. Oprița își va ține elevii în cantonament în Ghencea în prima parte a pregătirii. Tehnicianul roșalbaștrilor are însă o mare nemulțumire. Vrea să fie eliminată regula care obligă cluburile să aibă în teren din primul minut al jocului doi fotbaliști sub 20 de ani. Mi se va schimba viața și la Steaua doar dacă vom promova în divizia. Mulți dintre ei m-au încurajat, mi-au zis să mă întorc mai puternic, dar mulți dintre ei mi-au aruncat niște cuvinte mai grele. Aștept duelul cu Dinamo? L-aștept din nou, da, chiar dacă am scris atunci împotriva Dinamo, sper să-mi scriu și acum, pentru că este un derby mult mai mare acum. Să sperăm că da, urmează și o a treia promovare. Mă bucur că am ajuns la un club așa de mare, precum este Steaua. Am găsit un grup frumos, unit, pe majoritatea colegilor chiar îi cunoșteam și mă bucur să fac parte din familia Steaua. E normal că să-l așteptăm, un duel cu Dinamo, pentru că o să fie un spectacol, un derby șocant, dar asta este ce. Trebuie să acceptăm realitatea. Eu sper că nu o să muncesc în zadar și se va rezolva. Până la urmă, pentru că și jucătorii pe care i-am adus arată că își dorește clubul să promoveze, pentru că așa mi s-a spus, să iau jucători de promovare. Atât timp cât, cred eu, nu se schimbă regula asta cu underii, să se joace obligatoriu cu underii, de acolo e problema. Și gândiți-vă, de când s-a băgat regula asta, că ne-am dus din ce în ce mai jos. Asta cu semifinala aia la tineret, am reușit-o și fără regula cu underul, cele mai mari rezultate am avut fără regula asta. Pentru că eu știu cu ce mă confrunt acum. Ești nevoie să scoți practic un... Păi sunt junior care spun niște condiții de n-ai văzut, pentru că știu că ești obligat să joci cu ei.
N-am întâlnit așa ceva. Serios? Domnule, nu știu că sunt, eu sunt aici, adică să iei un junior, păi ți-e mai greu să iei un atacant de Liga 1. Eu iau să fac antrenament ușor, ușor, iba și minute, să antrenează cu echipa. Că nu sunt, noi nu suntem ca la un străin de afară să avem, să fie pregătiți la 15, 16, 17 ani. Nu sunt, la noi așa s-a lucrat. Nu e copt. Și îl și distrug un jucător de 2004, pentru că nu joacă, nu o să joace bine, că nu e obișnuit, e clar, nu are forță, nu e pregătit pentru nivelul ăsta. Îi dau un cap la jucător. Vedeți, majoritatea jucătorilor care sunt forțați să joace, după ce termină cu junioratul, se lasă. Nu-i mai caută nimeni. Petrolul a plecat în cantonament fără Constantin Budescu. Lupii galbeni fug de canicula din România, tocmai până la malul Mării Egee. Își vor stabili baza de pregătire în Turcia, la Izmir. Nae Constantin este mulțumit că noile transferuri în frunte cu Gabi Tamaș vor efectua întreg cantonamentul alături de echipă. Budescu este încă așteptat la Ploiești. Mă bucur că reușim să ducem cât mai mulți jucători din cei pe care ne-am propus să-i aducem în această vară. Și în momentul ăsta pot să spun că undeva la 90% suntem un efectiv complet. Îmi doresc prima etapă în deschidere să fie pe Lioană un derby. Cu cine? Rapid, FCSB, Ucluj. Când am jucat cu Rapid în Liga 2, m-am simțit cel mai fotbalist, să spun așa, de până acum. Și cred că da, va fi cel mai atractiv. David Popovici este primul înotător din România care reușește să devină campion mondial la 200 de metri liber. Performanța fabuloasă de la Budapesta i-a adus și un nou record mondial la junior lui Popovici, care a fost urmărit din tribune de părinții săi. La campionatul mondial de natație din Budapesta, sportivul în vârstă de 17 ani, legitimat la Dinamo, a plecat din postura de favorit în proba de 200 de metri și nu a dezamăgit, adjudecându-și medalia de aur, deși a fost al doilea două lungimi de bazin, dar finalul a fost unul spectaculos. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru, prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea ediție, rămâneți cu bine!